Salutare tuturor și bine ați venit din nou pe canalul meu. Astăzi aș dori să vă propun o recomandare pentru parfumurile care pot fi purtate primăvara și vara. Recomandarea mea se va împărți pe două categorii, o categorie dedicată primăverii și o categorie dedicată verii. Pentru fiecare categorie am ales 5 parfumuri. Astfel că în total voi recomanda 10 parfumuri pe care le consider eu potrivite a fi purtate pentru sezonul cald. Am să încep cu cele care le recomand a fi purtate primăvara. Pentru mine primăvara înseamnă undeva final de aprilie, când deja temperaturile cresc, până către jumătate iunie sau chiar final de iunie. Pentru că atunci temperaturile sunt un pic mai moderate, nu există acea înăbușeală, zile toride sau caniculă. Primul parfum pe care îl văd eu purtat în această perioadă este cel de la Tom Ford, Grey Vetiver, apa de parfum. E un parfum foarte versatil, îl văd purtat în special ca și parfum de office sau parfum de mers la serviciu. Poate fi și ca parfum semnătură. Un parfum foarte stilat, foarte rafinat și îl văd mai degrabă purtat sau îl recomand celor care sunt peste 25 de ani ca și vârstă. El are și o variantă de apă de toaletă, dar apa de parfum consider că e mult mai persistentă și mai ales că în sezonul cald tendința de a se evapora e foarte accentuată. Eu merg mai degrabă pe apa de parfum. Următorul parfum pe care îl recomand a fi purtat în perioada primăverii este cel de la Dolce & Gabbana Pour Homme. L-am și recenzat cu ceva timp în urmă. Așa cum am și spus în recenzie, e un parfum foarte finuț, un parfum rafinat, predomină elementele citrice, eu îl consider din categoria fujer, aromatic, citrat. La fel ca și Grey Vetiver, e un parfum pentru bărbați maturi și chiar sunt impresionat pentru că nu este foarte popular în rândul consumatorilor de parfum, astfel că șansele să mirosiți ca altcineva de lângă voi cu același parfum sunt foarte scăzute. E o recomandare bună, e o recomandare potrivită, așa cum am și zis în recenzie, îl recomand a nu fi purtat atunci când e foarte, foarte cald afară, pentru că poate da senzația de înnecăciune ca urmare a notei de tutun și vanilie. Un alt parfum pe care îl văd foarte bine purtat în sezonul care se apropie, respectiv primăvara, este cel de la Yves Saint Laurent, L'Homme, originalul. E un parfum dulceag, dar în același timp proaspăt, de aceea merge purtat foarte bine în sezonul sau începând cu sezonul de după iarnă. De asemenea, și acesta poate fi purtat vara, dar vara când nu este foarte, foarte cald afară. E un parfum mai tineresc, dar poate fi purtat fără nicio problemă și de bărbați mai maturi, precum și de adolescenți. Cred că merge foarte bine și purtat de zi cu zi la serviciu sau la birou. E un parfum foarte versatil, nu ofensează. E o alegere potrivită pentru sezonul care se apropie. Următorul parfum este Eau Sauvage de la Dior. De asemenea, este un clasic, apărut în 1966. Sunt foarte multe flancăre care fac parte din Eau Sauvage. Acesta este apa de toaletă. Cred că foarte bine pentru sezonul cald ar merge Eau Sauvage Cologne, dar aceasta fiind apa de toaletă, o văd mai degrabă purtată pentru primăvară, până când încep să vină căldurile. E un parfum foarte rafinat, foarte elegant, foarte masculin. Și acesta îl văd în categoria Grey Vetiver și Pour Homme de la Dolce & Gabbana, adică pentru bărbați maturi sau peste 25 de ani.
Alt parfum pe care îl recomand și pe care îl văd foarte bine purtat primăvara este un parfum de la Lalique Ancre Noir Sport. Numai un pic să fac un pic de rearanjamente pe aici, să le mai împrăștii. Da, am zis că este vorba de Lalique Ancre Noir Sport. El face parte dintr-o serie de 3 flancăre. Originalul este Ancre Noir, clasicul, pe culoare neagră, sticlă mată. A apărut ulterior, dacă nu mă înșel, Ancre Noir Sport, cel de față, și ultimul este Ancre Noir al extrem. Acesta îl văd cel mai bine purtat vara pentru că e mai ușor, e mai aerisit, chiar dacă păstrează notele sau ADN-ul celui original, însă e mult mai versatil pentru a fi purtat pe perioada berii. Celelalte două le văd mai degrabă din stilul gotic, sobru, foarte grele, care merg bine purtate când e mai rece afară. Bun, acestea sunt recomandările pentru sezonul care se apropie, adică pentru anul timpul primăvară. Acum voi trece la recomandările pentru vară. Și am să încep cu un parfum care nu prea se vorbește despre el, însă pe mine m-a impresionat plăcut. Este vorba despre Grey Vetiver. Să vedem cum aș putea eu să fac să se vadă ce scrie și pe sticlă. Așa. Grey Vetiver de Karl Lagerfeld. E un parfum foarte accesibil ca preț. Are note foarte fructate și dulci, în aceeași măsură sunt și niște note florale în el. E un parfum foarte, foarte jucăuș, foarte vivace, chiar dacă predomină trandafirul, ceea ce mulți îl consideră mai degrabă un element feminin. Însă compoziția și felul cum a fost alcătuit acest parfum, notele de citrice, în special portocala cu trandafirul, îl face foarte adecvat pentru vremea caldă. Îl recomand, îl testați înainte, pentru că e posibil să nu fie pe gustul unora, însă din punctul meu de vedere, eu cel puțin pentru vara care se apropie, am să-l port zi de zi cât timp îmi permite vremea. Următorul parfum este, de fapt, o apă de colonie de la Dior, respectiv e vorba de Dior Fahrenheit Cologne. Și acesta este o iterație din linia Fahrenheit, e apa de toaletă, după aceea vine varianta foarte concentrată Parfum. În schimb, acesta e foarte potrivit pentru a fi purtat vara. Contrar opiniilor că are acea notă de petrol, de motorină sau eu știu ce alte asemuiri vis-a-vis de cifre octanice îi se mai dau, eu îl văd foarte bine purtat pe acesta vara, întrucât are mai degrabă o notă de violetă, eu nu simt deloc acea notă de petrol și de aceea îl văd foarte bine asezonat pentru a fi purtat vara. Un alt parfum al celor de la Dior pentru sezonul cald este vorba de Dior Homme Sport și acesta e un parfum foarte bun pentru sezonul cald. Partea, sau să zic eu, baza parfumului, după ce se evaporă notele de vârf, îl văd foarte asemănător cu Creed Milesime Imperial. Are așa niște vibrații care mă trimite la acel parfum, cu toate că mai am și alte parfumuri care se aseamănă cu Milesime Imperial. E vorba de Starwalker de la Montblanc. În schimb, acesta are doar așa, niște mici pulsuri care mă face să mă gândesc la Milesime Imperial. E un parfum ușor, e un parfum simplu, e liniar, nu se dezvoltă, nu te duce cu gândul la cine știe ce chestii complexe și abstracte. Merge foarte bine vara, nu are acea notă de iris pe care mulți o pomenesc și care îi duce cu gândul la
pudră, la eu știu ce alte ingrediente din cosmeticele feminine. E un parfum, zic eu, destul de bun pentru a fi purtat de bărbați în sezonul cald. O altă recomandare pentru vară este vorba de compania de automobile Ferrari, care și ei au intrat pe piața de parfumuri, și e vorba de Bright Neroli. Bright Neroli, care e asemuit foarte adesea cu Neroli Portofino de la Tom Ford. Eu am și Neroli Portofino și da, sunt anumite lucruri care seamănă cu cel de la Tom Ford, dar nu, unul e unul, celălalt e celălalt. Faptul că sunt anumite note care sunt comune sau sunt aproape identice nu înseamnă că parfumurile sunt identice. Acesta nu are o longevitate foarte mare pe pielea mea și îl consider destul de plat, dar ca și element olfactiv pe timpul verii, cu să te dai cu ceva cât să ieși afară, să miroși cât de cât plăcut și să nu fii ostentativ, îl găsesc destul de bun pentru așa ceva. El face parte dintr-o colecție mult mai largă, mă refer la colecția aceasta de Ferrari. E o colecție mai premium ca și prezentare. Are un capac foarte greu, astfel că dacă dai sau dacă arunci capacul, poți să rănești destul de serios pe cineva sau să spargi geamul sau să faci niște pagube, deci are aproape 100 de grame numai capacul. Așa cum am zis, face parte dintr-o serie mult mai largă. E o serie de vară pe care eu o leg. E vorba de lavandă. Da, mai e ceva cu lavandă, dar nu-i mai rețin numele complet, și mai e ceva legat de bergamotă. Ambele au niște culori foarte plăcute, foarte interesante, foarte atractive, dar deocamdată l-am pe acesta, merge foarte bine purta vara. Dacă îl găsiți și aveți ocazia, puteți să-l testați și dacă vă place, puteți să-l și achiziționați, că prețul nu este foarte ridicat. Și ultima recomandare pentru sezonul foarte cald, e vorba de Bulgari Aqua Classic. Așa arată sticla, dar nu am cum să o țin pentru că ea are un design destul de diferit față de cealaltă sticlă. Pare mai degrabă cu o plăcintă sau cu o turtă. Acesta e foarte acvatic ca și tonalitate, acvatic verde, note verzi, note proaspete, note, așa cum am zis, acvatice. E un parfum plăcut, el face parte dintr-o serie foarte largă de parfumuri Aqua. Mă amintesc de Aqua Amara, îl am și pe acela, e un parfum foarte, foarte fain, consider eu. Am mai testat și Aqua Atlantic și dacă e să alcătuiesc un top 3 dintre cele 3 pe care le-am anunțat, primul ar fi Aqua Amara, al doilea ar fi Aqua Atlantic, cu toate că nu l-am testat pentru o perioadă lungă, doar l-am testat cât am fost în aeroport și mi s-a părut destul de interesant. Iar pe locul 3 ar fi acesta. Dar, per general, oricare din cele 3 le-ați avea, își vor face treaba. Sunt foarte plăcute, sunt foarte dedicate sezonului cald și sunt și persistente. Vreau să menționez, pe lângă ceea ce v-am prezentat, încă alte două parfumuri pe care le văd foarte potrivite sezonului cald. Dar cele două fac parte din parfumeria de nișă. Unul din ele este Atelier Cologne cu musc imperial, iar al doilea e de la Laboratory Perfumes cu gorse. Amândouă sunt foarte, foarte faine pentru sezonul cald, astfel că ceea ce v-am prezentat sunt mai accesibile, sunt disponibile încă pe raftul magazinului sau în online. Cam atâta pentru astăzi. Până data viitoare, numai bine vă urez!